Oh. N-am cum ce face. Asta e cel mai bun avantaj, eu zic. Mie să crezi niște. Ceva animal mic. Care ți-e bine? O dănucă mâncată. De veveriță oare? Nu cred. Baga, nu-i foarte mare, ori de veveriță, ori de vulpe. Da, vulpe, în prea lung cape. Arici. Mm-hmm. Ori veveriță, ori arici. Ce mare spini. Tati, uite. Nu rupe. Nu mai da. Da? O plouat. Uitați, a rămas coarța acolo rotundă, că și acolo s-a făcut. Aha, și s-a rupt copacul. Ce se vede acolo alb jos? O ciupercă drăguță și uite acolo una bătrână. O frunză. Hai să vezi. Sau hai că vin eu la tine. Hai să văd, Victor, cum arată. Mă poți mânca? Și nu-i melc. E caca. Să văd. Ce faci cu ciuperca aia, Victor? Ce? Ce faci cu ciuperca aia? Mă, la ea. Poate bune la uscat și o folosești în loc de tabletă de aia albă la foc. Așa am înțeles. Uite ce... Uite, e ca un material. Textură foarte bine. Zici că e o pânză mai degrabă. Da. Mm-hmm. Se vede, doar se vede, nu și se simte. Da, no, hai să mergem să mai căutăm alte ciuperci interesante. Hai să mergem sus. Mergem în sus imediat. Dar deocamdată hai să zic un secret. Uite la mine. Deocamdată, în zona unde vezi copaci din ăștia doborâți, acolo sunt și ciuperci interesante. Un pic, dar după aia mai avem de urcat încă. Nu mai bun de ridicat. Ce vrei să ridici? Ăsta. Faci mușchi să te antrenezi cu el? Da, e greu? Păi bine că nu ți-o da Sofia cu ciuperca aia în cap, că tot leșinai, cred că. Nu e greu așa, ai? Nu chiar. Aruncă-l în jos. Cât pot? Aici încoace. Stai. Capul meu. Uite capul meu cât e de mare. Încă ăla? Da. Hai că l-avem. Doi. Doi. Trei. Na. M-a discutat cu el. Mare lucru ați isprăvit. Măcar atâta. Da, măcar atâta. Să nu cade pe tine, mă. Apoi îl ducem cadou la mami, îi facem un buchet. Nu-i voie să duci nimic din pădure. Sofi, pa, 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 pa. Hei, Sofi. Victor, să se rupă și o să cazi. Dar ce fain e așezația asta. Ivan, dar nu-i sigur. E sigur că da. Dacă era mai gros, poate că. La capăt. Doar că pinul ăsta se usucă, putrezește și se usucă foarte repede. Nu se rupe, e stabil. Până ajung acolo, se rupe tare. Exact. Când ajungi în golul mai mare,
Cază acolo. Hai că tu ești băiat deștept, nu vrei să cazi, așa-i? Nu. Bun, ia-o în sus. Uite ce vârf are. Bun, haideți. Haideți sus, sus. Către sus. Eu sunt capitanul Căciam. Ai văzut cetatea? O fi fost ceva punct de pază aici. La cât e de dreaptă piatra asta așezată. Ok, dar scoate pâna de păianjen de acolo cu bățul. Și ne adunăm, și ne adunăm tunuri și ce mai vrem noi. Nu? Crapă. Ce? Ce? Adunăm. Stai să văd dacă nu se face cu bota. Am până aici. Să vedem. Mamă, ce adâncă e gaura din... Copac? Hai să văd și eu. Uite-te la o parte să văd, stai. Wow! Să văd. Să băgăm fundurile astea. Uite, tati, am ghinde. Ca să ne ducă la plimbare, trebuie să-l plătim. Cine vă duce la plimbare? Dragonul. Nu ne duce la nicio plimbare, dar e un carusel, Victor. Uite, eu am loc special, tati. Uite, e ca la cal, șaua. Și eu tot pe cal, adevărat, ca meu are și blană, uite, să vezi câtă blană are. Dar nu are șaua. Da. Gata. Da, o folosesc asta. Și asta. Asta-i tabăra noastră. Vai de mine, dar ce mai... Bun. Și eu trebuie să pornesc focul. Hei, nu da, că o să dai în mine. Uite acolo un țep, coada, cum îi stă în sus, așa. Ce e acolo? Ce e acolo? Au! Vedeam. Bun. Ce fain sună. Aoleu, la o parte, că o la foc, o la foc! Oricum, repede acolo la foc. Ok, să-i dăm să mai... Ok, îl băgăm încolo. Eu am puterea focului și pot să-l bag încolo. Uite, mă. Bagă-l aici foc. Și tu ai Bagă puterea... aici foc. Ok. Eu am puterea lavei și tu ai puterea focului. Nu, măi, tu trebuie să ai ape ca să poți să stingi focul. Ape. Orice atingeam se făcea... Dacă era foc, îl stingeai. Îți ieșea apă pe mână. Da. Cum fac eu la duș? Pun așa mâna în față și ies așa picuri de apă, că mi se duce așa apa. Ok, foc. Bun, acum ne va încălzi fundul. Da. Putea să ai tu puterea focului și eu a apei. Nu. Ha? Nu. Pentru că ți-ai dat seama că apa e mai tare. Bine, eu o să am a vieții. Că cu focul meu putem să-l facem foarte ușor. Eu am apei. Ok. Că apa e gheață încălzită, ca și cum. Apa e ca și cum apă îngheță. E oricum un... De asta o putere mai mare decât apa, că e înghețată și focul lavă, știi?
Dar nu, tu ar trebui să ai aia focului și să încălzim apa, să o topim pe ăsta. Dar de ce nu ai tu puterea apei? Păi eu am puterea apei. Ai zis că ai de gheață. Ape, a gheții. Eu am a lavei. Bine. Topim aici. Noi nu acolo. Noi nu aici am fost atunci. Tot timpul explorăm locuri noi. Bine, dar eu vreau acolo unde am găsit. Acolo nu vei mai găsi încă unul. Păi să prin părțile astea ne uităm. Atrasele! Au dispărut de lângă noi. Înapoi! Ce? Păi unde mereți încolo? Hai, vreți să ajungeți în alt județ? Da! Haideți de acolo înapoi! Nu, nu! Care ajunge primul la mami câștigă. Se poate merge. Victor e deschizătorul de drumuri. Nu rupe, nu rupe, că o să mă trimit. Na, băie. Na, merem. Te ții de aici, da. Sofia. Înaintăm? Vă ține de aici. Bine. Aici merge ca pe placă. Nu, nu are. Merem? Apă, placă. E așa, vă dați ca pe placă. Ca pe placă, o zis? Ce să zice, că mai de mult? Uite, nu înțeleg, e ca o... ca un indicator care spune, nu mergeți pe aici, ca să fie o râpă uriașă. Ce-ai găsit?
Ce? Victor! Știi ce e ăla? Semnul lui Nia! Nia? Da! Natu, Nia o pupă aici. Probabil! S-a mișcat. Uite, tati, poate că zice că mai de mult era așa. Poate că zice așa că era mai de mult. Ia, eu văd o potecuță pe aici. O să o luăm pe potecuță? Da. Da, așa zice, așa zice că uite, aia poteca e așa și mai merge așa. No, hai să o luăm pe potecuță. Ia piatra! Da, ia-o cu tine, Victor, piatra. Ajută și tu, Sofia. Tu din spate, el din față. Ok. Era o glumă. Cum da, se o ducem să-i arătăm la bunii. Victor, Victor, adu-o până aici. O să vadă bunii pe filmare. Adu-o până aici, adu-o până aici. Filmează aici, tati. Las-o unde ați găsit-o. O filmat-o deja, hai. Da, e artefact. Poate că o să ducem la muzeu. Ai, da. Asta vreau să-i arătă. Uite, poate că zice că așa era, uite, așa, așa era drumul aici, în jos. Următorul an era așa. Și după câteva sute de ani, e așa. Știi? Asta nu-i bun aici, trebuie. Ca să nu vină urci după noi. Să trec peste poartă. Tati, hai cu mine. Și cu Victor. Wow. Victor, te ești în loc să ne da, și, hai, să ne trebuie bețe. Pe care să ne sprijinim. Nu, uite așa. Știi? Da. Ok. Nu pe acolo. Pa da. Haideți după mami, că este un luminiș aici. Stai să vină deschizătorul de drumuri, că-ți spune el. Dacă vrei pe stăgat. Alt mod. Capătul cetății, ce-o găsit o pădure. Ha? Ai găsit un scaun? Da. E mai bun. Asta meu e mai bun. Ia picioarele, ia picioarele mie. Dar e ocupat. Ai loc aici, Sofia. Nu de ce ai mers direct acolo? Am ce-ți băga în ochi.
Ba, uite ce frumos e sculptat, uite, vezi? Ca toate linii de astea. Da, dar uite ce faină e aici. Uite asta ce faină e. Linda mea! În partea asta e suliță, în partea alaltă e buzdugan. Și uite că pot să răspăm pietre cu ea. Oameni buni, noi am plimbat astăzi un pic în pădure, copiii ăștia au explorat-o, găsind niște lucruri foarte, foarte interesante. Noi am prins câteva cadre tare faine și sperăm că v-a plăcut și vouă să vă uitați la acest video. Acum, la final, ne-am cam obosit și ne gândim de mers acasă. Eu mi-am găsit aici în pădure un bolovan, copiii fiecare cu bolovanul lui. A meu e foarte special, care aici două locuri de ținut paharul cu suc sau eu știu. Acum... Nu i-am adus sucuri cu noi, dar când o mai veni pe aici, ne aducem de băut și ia și ni le băgăm. Ni le țină să nu se retorne. Dacă v-a plăcut video de astăzi, așteptăm reacțiile voastre în comentarii în partea de jos. Dați-mi un like pentru încurajare, vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și te vedem data viitoare. Mami, mă crezi că mă bag? Da. Deja nu mai era rău să te bagi, că te crede. Am udat în papuș. Asta este, hai să mergem. De ce fain se vede soarele acolo. Hai repede să vezi.